Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mi-ar plăcea să-i văd pe Alina Eremia și Mario Fresh cântând împreună. Dar nu pe stradă. Pe o scenă sau la radio sau oriunde. Dar nu pe stradă în Timișoara. De ce n-au voie pe stradă în Timișoara să cânte? Băi, mai nou așa am aflat. Deci am aflat că mai nou în Timișoara, dacă vrei să cânți pe stradă, să fii, nu știu cum e, menestrel, ceva, habar n-am. Artist stradal. Artist stradal, da. Îți trebuie să dai examen la primărie și să iei autorizație înainte. Mai cânte toți afonii. Este puțin, deci cum trebuie să dai examen? La primărie. Da, și dacă dai examenul, ai niște note minime de luat, înțeleg. Și trebuie să cânți după anumite reguli. Nu poți să cânți. Dar ce prostie asta? Eu știu că nota sau, mă rog, recunoașterea pentru un act artistic vine din partea publicului. Da. Adică poți să stai pe stradă în cel mai tare loc din orice oraș din lume. Dacă nu ești talentat, dacă stai degeaba. Un artist și lipește o banană muzicală pe zidul primăriei. Face un act artistic de neînțeles. Da, e Dan Turcu la telefon. Dan Turcu, corespondentul nostru în Timișoara. Salut, Dan. Salut. Bună dimineața. Deci cum e? Noi, că ne gândeam să venim în Timișoara să ne punem la un colț de stradă și pentru o pleșcavița acolo să cântăm ceva. Bine, pentru noi ar trebui totuși să dăm examen. Da, nu, e din ce în ce mai complicat să cânți pe străzile din oraș. Da. Așa cum ai spus și tu, Vlad, menestrelii vor trebui să treacă de o comisie de specialiști de la Casa de Cultură, care e în subordinea primăriei Timișoara. Deci, pare să că nu oricine poate să cânte la chitară sau cu vocea pe străzile orașului. Uh-huh. Cum spunea și tu, administrația locală, administrația lui Dominic Fritz, nu mai vrea afoni pe poste de cântăreți. Candidații nu doar că vor trebui să treacă prin fața comisiei de la Casa de Cultură, dar e necesar să-i și convingă pe cei care îi vor chestiona că îi recomand, hai să spunem, vocea și talentul. Uh-huh. Vor trebui să ia nota 7 ca să aibă dreptul să cânte prin cartierele marginașe și nota 8 ca să stea în zona centrală. Băi, ești nebun, serios? Când nu-i pune tot, asta? Nu-i tot. Deci, auzi, dar sunt și pe categorii și stiluri muzicale? Adică, nu știu, dacă ești pe operă, ai un punctaj? Dacă ești pe pop, ai un punctaj? Dacă ești pe rock, ești mai... Deocamdată nu. Dar dacă vor continua în acest fel specialiștii de la primăria Timișoara, cred că artiștii vor trebui să arate că au terminat conservatorul. Dar nu înțeleg. Nu. Auzi, Dane, dar ce e discriminarea asta, frate? Adică de ce la periferie 7 și în centru 8? Adică ce? Sunt timișoreni de categoria 7 și categoria 8? Cum adică? Nu, probabil că în centru vin mai mulți turiști și de aceea care nu merg în cartierele marginașe și să fie încântați cu voci mai suave. Deci în centru în centru vor fi practic artiștii de export. Da, pentru export. Da, trebuie să aibă și difuzări radio artiștii ăștia, adică ce alte condiții trebuie să mai... Că nu înțeleg. Nu. La fiecare oră, în primul rând, trebuie să se mute. Deci vor trebui să-și facă probabil un așa că de transport în comun. Stai mă, Dan, cum adică trebuie să se mute? Deci s-a așezat omul și a instalat acolo. La ora 18 concertează în fața operei, la ora 19 se mută, să zicem, în Piața Unirii, la 20 pe pietonală și așa mai departe. Deci nu haotic prin oraș cum vor ei. Totul trebuie făcut ca la carte. Mm-hmm. Știți expresia aceea? Ordnung und Disziplin. Să fie ca în Germania. Tot avem primar neamț. Da. Auzi, dar mie mi-ar fi frică de polițiștii locali din Timișoara, ea nu glumesc acolo cu bicicletele, mai țin minte cum prindeau pe vremea domnului Robu. Băi, altă libertate era pe vremea domnului Robu. Domnul Robu era un mare chitarist și un mare fotbalist. Piața Centrală era dominată de ciori și de... Nu de ciori, de porumbei. De porumbei. Parcul din spatele catedrale era cu ciorile. Ciorile, dar și atunci era ordine, uite, vezi? Da. Ciorile la catedrală, porumbei în fața la operă. În fața operei. Băi, dar polițiștii o să aibă programul... Stai puțin, o să aibă afișele cu ei, cine, unde cântă, îi verifică? Nu știu, această chestiune n-a fost pusă încă în regulamentul urmează să fie votat. Dar, la examen, cântăreții trebuie să vină cu cel puțin 10 piese. Sau dacă sunt actori, cu 3 momente teatrale, iar dansatorii cu 5 coregrafii. 10 piese originale sau ai voie și cover-uri? Nu mă fac și cover-uri, pe bune. Nu. Mă gândesc că pot să fie și cover-uri. Da, examenul constă în prezentarea portofoliului și o probă practică de demonstrare a abilităților, cel puțin așa scrie în regulament. Și ca să nu existe discuții sau controverse sau evaluarea specialiștilor,
nu poate fi contestată. Da. Iar artiștii respinși pot fi reevaluați doar la următoarea sesiune de preselecție. Pot da. Cânta în afara zidurilor. Și ce fac? Îi dau afară din oraș? Voi cântați la Cluj. Hai, movie. Da, nu. Da. Păi există sancțiuni. Există sancțiuni. Ale prima dată poate să-și piardă avizul. Da. Doi, să primească amendă. Iar a treia sancțiune, muncă în folosul comunității. Auzi, dacă cântatul la duș e interzis cu ocazia asta? Încă nu, că e incintă. Asta ne poți să trebuie să te duci la comisie. Dacă vrei să cânți la duș, te duci la comisie. Da, pentru vecini. Da, Dan, mulțumim foarte mult. Frate, ați vrut ordine și disciplină? Uite, asta înseamnă un oraș condus de un primar neamț, cu adevărat neamț, că și noi am votat acum să fim cinstiți. Ce ne-am gândit noi? Și am votat și de două ori. Un președinte neamț a zis, mamă, să vezi ce ordine și disciplină face, nu știu. Eu aveam și corectă. Panzer Klaus aveam, Panzer mamă, Klaus, să vezi ce panzer. Panzer Klaus este aeroportat. Îi place mult călătoria. Deci e foarte ordonat, știi exact unde pleacă în vacanță, când pleacă în vacanță, oare? Cât stă în vacanță, când se întoarce din vacanță. Mamă, știi ce ar fi mișto? Să deschidă domnul președinte Iohannis, după ce nu o să mai fie, adică acum, să deschidă după ce nu o să mai fie președinte. Da, 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 am înțeles. Nu altceva. Am înțeles. Deci, practic, când termină treaba de președinte, deci oricând vrea dânsul, da, să deschidă un site de turism. Călătorii exotice, ski, plimbări și excursii. La Iohannis... Eu îl văd monitor de schimb, Poiana. Monitor de schimb. Jurai să ceva. Vezi. Mamă, deci ce documentări face domnul președinte, îți dai seama? Acum nu știu dacă și le face dânsul, dar la cât nu apare în public și cât nu zice nimic și nu face declarații de presă, înseamnă că este foarte ocupat. Eu mă bucur, l-am auzit azi la radio, de ce bine. Am înțeles că a zis cu profesorii că să fie dreptate pentru profesori. Dacă educația a primit 2,2% din PIB, cel mai mic procentaj din ultimii 10 ani de când e dânsul președinte, nu se pune. Atunci de ce n-a protestat? Ce post și-a ținut el la Sibiu? Că și-a ținut un post la ceva. Ceva la o catedră de fizică. Da, asta e, are vezi. Post acolo. Deci se măresc salariile. De, era bine, știi că ziceau niște foști elevi, că era bine când erau la oră la domnul Iohannis, puteau să-și facă și temele la mate în timpul orei de fizică, în timp ce scriau. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.